Bine v-am găsit, stimați telespectatori. În martie 1998, nu mai eram de mult la evenimentul zilei, cred, dacă nu mă înșel, că aveam o rubrică la Național. O să văd când am rugat pe cineva, pe domnul Cătălin de la Biblioteca Academiei, să-mi facă un opis, să văd și eu când am început colaborarea națională, când am terminat-o, dacă am publicat, știu că am publicat în fiecare zi. Și eram la cuțite cu domnul președinte de atunci, Emil Constantinescu, nu mai povestesc, că l-am sprijinit cu tare, după asta, când a ajuns președinte, l-am criticat, am plecat de la evenimentul și, sigur, viața a făcut ca după ce n-a mai fost președinte, eu l-am apărat, am fost o dată pe la el, acum l-am apărat și l-apăr în continuare că vor nemernii pițifenici ăștia să se desființeze la Institutul Levantului. La vremea respectivă, cred că eram acționar la o editură numită Evenimentul Românesc. Nu era Evenimentul Zilei, care sigur că a dat faliment. Și la această editură, eu am scos o carte care este aceasta? Petru Lucinschi, ultimile zile ale URSS. Cu o prefață de mine, cartea a apărut, editura Evenimentul Românesc, București, 1998, cuvânt înainte, de Ion Cristoiu. Nu știu dacă dumneavoastră vă mai amintiți de Petru Lucinschi. Probabil că vă amintiți de un scandal cu fiul său care nu știu ce a fost arestat sau urma să fie arestat, că nu știu ce, o afacere cu Traian Băsescu, nu știu. Petru Lucinschi era la vremea respectivă președintele Republicii Moldova. Domnia sa era în relații foarte bune cu Emil Constantinescu. Însă această carte pe care el a scris-o așa cum mărturisește în 1992, este o capodoperă a memorialisticii. De ce? Petru Lucinschi a fost secretar al CC al PCUS cu presa, deci al CC al PCUS, condus de Mihail Gorbaciov în zilele puciului din august 1998. Și în această carte, este care ar trebui reeditată, eu aș putea. Evenimentul Românesc am fost o proprietar și aș putea să dau. Nu știu, nu trebuie de ce nu o reeditez eu. Ar trebui chiar tradusă. Domnia sa povestește ultimile zile ale URSS. Deci vă imaginați experiența. Unde era când l-a prins, când a fost puciul. Cea mai tare pagini sunt cele în care Yeltsin a desființat PCUS după puciul din august și pe 23 august domnul Lucinschi, cum să spun, a fost șeful comisiei care a dat în primire toate bunurile PCUS lui Yeltsin. Imaginați că ce avea case de atât de tare le-a dat, că la un moment dat ei ședeau, el fusese dus din Moldova cu soția, era un fel de orășel acolo, l-au dat afară din orășel. Uluitor, uluitor. Da, o să vă povestesc. Și în martie, dacă nu mă înșel, 1998, a avut loc la Intercontinental lansarea acestei cărți. A fost un moment politic, deoarece domnul Lucinschi s-a întâlnit la Galați cu Emil Constantinescu, iar la această lansare a participat și Emil Constantinescu și, desigur, o să vedeți, au fost, sigur, membri corpului diplomatic, erau doi președinți, între noi fie vorba. Cineva a înregistrat la vremea respectivă, deci nu televiziunea, a înregistrat toată și o să vedeți din înregistrarea pe care o dau eu acum, atmosfera. Evident, vă voi da prima dată discursul meu, că în calitatea mea de editor
dar și de autor al contrarulete, am ținut un discurs. Ia să-l vedem împreună cu întreaga atmosferă. Aș vrea să încep prin a mulțumi domnului Petru Leținski pentru că în calitatea domniei sale de autor a unei cărți de memorii mi-a dat posibilitatea să scriu pentru prima dată pozitiv despre un președinte în funcțiune. Sigur, probabil că unii vor rămâne surprinși de entuziasmul de pe față. Am totuși o mângâiere, e faptul că nu sunt singurul care îl apreciază pe domnul Petru Lucinski. Ambasadorul american în URSS, în perioada fugirii din august, de fapt, între 1987 și 1991, a scos un cărțoi de mult mai mare, de 800 de pagini de memorii, intitulat Autopsia unui imperiu. În vreo câteva locuri este vorba și de Petru Lucinski, pentru că aș da citire printre altele și rândurilor din care rezultă că, în ciuda numele sau cu rezonanțe slave, Lucinski este moldovean, mai mai spune român, și până la această denumire, mă rog, al doilea om în arhie în Bade și aici o întreagă poveste de domnul Lucinski. Cel mai important e faptul, la pagina 711, ambasadorul, fostul ambasador american, spune așa, cu tot trecutul său de comunist și el a fost un reformist de stil Gorbaciov, Petru Lucinski s-a dovedit un solid suporter la reformelor tipice economiei de piață, pe care le-a demarat după alegerile din 1994, vorba de domnia sa devenit președinte al Parlamentului. Câteva cuvinte este sunt memoriile sincere, pentru că a fost secretar al CCAPCUS și membru al biroului politic chiar în acea perioadă, deci putem spune că avem un român care a ajuns în fruntea Imperiului Sovietic, putem fi mândri, până nu de mult erau ruși în fruntea României. Domnia sa a fost și șeful comisiei care a dat în primire, în 24 august, dacă nu mă înșel, 1991, când Boris Yeltsin a decretat interzicerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, deci a fost șeful comisiei care efectiv a dat în primire guvernului rus toate bunurile Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Deci, i-am putea spune că a fost omul care a stins lumina în PCUS. Aș vrea să închei pentru un lucru personal care spune totul despre autorul acestei cărți. În momentul în care am scris prefața, am accentuat foarte, mă rog, așa mi s-a părut, notele anti-Yeltsin din această carte. Mă rog, sunt și ușoare ironii la adresa Mihail Gorbaciov și mai ales la adresa Raisei Gorbaciov. Când am terminat prefața și trebuia să o vadă sigur domnul Leținski, mi-am dat seama că scriind la unitate că domnia sa este președintele unui țări al Republicii Moldova și mă gândeam că voi fi rugat cu delicatețe să nu stric relațiile dintre Republica Moldova și Rusia, Maica Rusie, grație acestei cărți și acestei prefețe. Nu s-a întâmplat așa, nu am primit nicio rugăminte și m-a impresionat faptul că domnul Petru Lucinski a avut bărbăția, chiar și în condițiile în care cei despre care scrie în această carte sunt personaje importante la ora actuală în Rusia, să rămână consecvent în memoriile sale în realizarea acestei cărți. Da. Ce pot să spun despre acest discurs? În primul rând că eram la costum. Cred că aveam și cravată. Da, dacă, cred că a fost o știre. În discurs, sigur că așa, am o mică înțepătură la Emil Constantinescu. Eram în război și spunea cu domnia sa, mă rog, nu prea s-a amuzat domnia sa atunci, dar după aceea și-a dat seama când a căzut că nu eram rău la suflet. Da? În această, eu am subliniat în această intervenție a mea, care într-adevăr se deschide cu o glumă, că îi mulțumesc domnului Lucinski, mi-a dat posibilitatea să scriu bine despre un președinte în funcție.
că eu subliniez valoarea extraordinară și a omului Lucinski. A zis acolo ambasadorul, ambasador american, poveste despre el și despre valoarea acestei cărți. A luat apoi cuvântul domnul Lucinski. Ia să vedem ce a spus. Onorată asistență, dragi prieteni, după prezentarea făcută de domnul Ion Cristoiu, aproape că n-aș mai avea ce adăuga, dar situația de autor mă obligă să fac unele precizări, în primul rând pentru cititorul din România. Îmi face o deosebită plăcere să salut și să aduc sincer mulțumiri tuturor acelor care au binevoit să fie astăzi prezenți la această ceremonie. Și în primul rând, domnule președinte a României, Emil Constantinescu, senatori, deputați care sunt astăzi aici, Parlamentul României, membrilor guvernului, oamenilor de artă și cultură, reprezentanților mass media și al corpului diplomatic acreditat la București. Cartea pe care o propun cuprinde în principiu evenimentele pline de dramatism și tensiuni politice din ultimii ani de existență a Uniunii Sovietice. La timpul respectiv am făcut parte, după cum aș fi spus astăzi, din eșalonul conducerii superioare a URSS, față de ce în lucrare este expus parțial și punctul de vedere al unor factori de decizie importanți asupra evenimentelor anului 1991, care, după cum știți, au condus la dispariția supraputerii sovietice. Nefiind numai o problemă de ordine internă a URSS, destrămarea acesteia s-a răspândit asupra tuturor țărilor din blocul socialist prin activizarea proceselor democratice. Cartea a fost scrisă în 1992, adică pe urmele fierbinți ale evenimentelor și sub impresia nemijlocită a faptelor. Cu toate că de atunci au trecut 6 ani, n-am găsit necesar să schimb ceva sau să redactez textul inițial. Am lăsat pe seama cititorului să-și facă o părere proprie despre faptele și comportamentul personalităților care s-au manifestat și au dirijat evenimentele în timpul respectiv. Eventuale cititori vor descoperi în paginile cărții caracteristici subcinte ale fostelor conducători ai URSS și ale actualelor demnitari ai Federației Ruse, cu care am colaborat în acei ani, cum ar fi Mihail Gorbaciov și Anton Lucianov, Boris Yeltsin sau Evgeni Primakov, unii membri ai fostului birou politic al Comitetului Central al DCRUS. Indiferent de ecoul acestor nume, în actualitatea strict imediată nu am putut face abstracții de ele. O parte din personalitățile în cauză au contribuit la declanșarea proceselor democratice. Nu putem și nici nu trebuie să negăm faptul că unii din liderii țărilor post-socialiste, activând în situații uneori extrem de dramatice, au contribuit în mod esențial la promovarea idealurilor democratice. Mulți dintre ei, în mod democratic, au fost aleși în noile organe de conducere, inclusiv la cele mai responsabile posturi de stat, și s-au dovedit a fi promotori consecvenți ai valorilor democrației. Spun aceasta pentru că, așa mi se pare mie, excesul de ură față de trecut nu duce la nimic bun. Dimpotrivă, ne amestecă să ne unim puterile pentru a ieși mai repede din nevoile în care am nemerit. Referitor la procesele democratice care au evoluat pe urmă în Republica Moldova. Exprim sincere mulțumiri tuturor celor care au contribuit la apariția acestei cărți. Gândul meu, plin de recunoștință, se îndreaptă în primul rând spre Fundația Moldo Română pentru Comunicare și Mass Media, în frunte cu domnul Mario Stoian, care a vorbit astăzi aici și îi mulțumesc pentru inițiativă care a manifestat-o, fiindcă eu personal nu mai gândeam la lucrul acesta și poate nu aș fi ajuns la cum manifestat dumneavoastră. Eu înțeleg că interesul acesta nu ține numai de cele scrise în această carte nu voluminoasă, fiindcă majoritatea dumneavoastră nici nu ați citit-o. Dar este vorba de un interes ce ține de relațiile noastre între Republica Moldova și România,
Noi știți că suntem aleși împreună cu domnul Emil Constantinescu în același timp și am pornit pe calea președinției în același an și de la prima întâlnire am convenit să facem ceva concret, practic, pragmatic în dezvoltarea relațiilor noastre. Mi se pare că primul lucru care putem să-l numim astăzi reușit pentru inițiativa care ați manifestat aici la București, mulți vă întrebau, a fost lansată la Chișinău, zic, la Chișinău nu ne-am gândit la lucrurile astea. Da, în București s-a făcut ce s-a realizat, ce s-a întâmplat astăzi, vă mulțumesc foarte mult, vă doresc succese și vă doresc ca această atmosferă care este creată astăzi să fie încă o dovadă și să fie prezentă întotdeauna în relația noastră. Da. Petru Lucinski, din câte ați văzut, a vorbit despre și relațiile româno-moldovene, era președintele Republicii Moldova, dar a spus un lucru foarte important și anume era în 1998 și a tras atenția asupra unei nenorocire a acestei nații, că putem considera și pe moldoveni ca români, și anume de a urâ trecutul. Și ce spune? Bă, gata, a trecut, gata, s-a terminat, hai să vorbim de să urâm prezentul, nu trecutul. Da. A luat apoi cuvântul Emil Constantinescu, din nenorocire n-am avut toată înregistrarea discursului, dau acum numai fragmentul recuperabil al discursului Emil Constantinescu. Tot ce era de spus din punct de vedere protocolar, administrativ, literar și, bineînțeles, și tot ce era de spus din punctul de vedere fundamental al autorului cărții s-a spus. Și mie nu mai rămâne decât punctul de vedere al unui cititor al acestei cărți. Am avut privilegiu să o citesc, dar am avut privilegiu înainte de a citi și povestea omului Lucinski, Petru Lucinski. Oricât de importante ar fi documentele, totdeauna oamenii se simt mai atrași de mărturiile în afară și își petreceau concediu acolo împreună cu domnul Gorbaciov. Am avut apoi ocazia să mergem în locurile unde nu știm cine va scrie în continuare istoria evenimentelor care continuă să se petreacă în centrul cărții și, în primul rând, pe cel care atunci era și prim secretar. Uităm prea repede ce a însemnat această funcție și președinte al fostei URSS. Și a avut, de asemenea, putere, așa cum spune în prefață. Da, Emil Constantinescu a spus aici un lucru extraordinar, ați văzut, și anume că în istorie oamenii sunt mai preocupați de oamenii care au făcut istorie decât de evenimentele istorice. Vorbește foarte frumos și despre domnul Lucinski. Să vă spun acum ceva despre această carte. Pregătindu-mă, văzând această înregistrare și pregătindu-mă pentru această emisiune, am recitit cartea. Am citit atunci în 98, dar nu, când o citisem în 98, nu aveam experiența de acum în legătură cu căderea Imperiului Sovietic, cu Gorbaciov, nu citisem memoriile lui Gorbaciov. Mi-am subliniat aici câteva lucruri din care să și scoate seuri și anume, iar pagina 20, am notat eu aici, așa. La pagina 20, memorialistul face o observație extraordinară. Era de ce
nu, el, o permanență acestui portret pe care îl face la un medalul Gorbaciov este faptul că Gorbaciov avea o mare slăbiciune, anume el avea credința, lansa ideea și întrebări și memorii se ce băgate îmi începe pe răstrăica și ei întrebau și păi lasă-i de ajuns să-i dăm așa un brânz și pornește. Nu se mai asta l-a omorât. Niciun proces nu merge de la sine. Adică cine crede că tu ai venit cu o idee, ideile oricât de geniale ar fi, nu se transpun decât dacă, cum să spun, dai din greu tu muncești să le transpun. Și de era, bă, gata, zice, ne faci, modernizăm pe CUS. Bine, ziceau ei, și cum? Păi, zice, de ajuns să anunțăm, să facem un congres, să anunțăm că îl modernizăm, dăm principiul și nu se modernizează. O altă observație foarte interesantă și chiar pe mine m-a sedus este, din carte este faptul că este faptul un răspunsul la, nu e o întrebare. Mă, cum dracul de s-a prăbușit dita mai pe CUS? Și domnia sa spune un lucru extraordinar. Una din marile nenorociri ale Rusiei ulterior a fost faptul că forța aia politică, așa cum era ea, slabă, dar coloană vertebrală în națiune, s-a prăbușit. Adică, sigur, întrebarea este cum dracul de... Hai să zicem că la noi, dar bă, hai să spunem, Partidul Comunist Român, comuniștii, puteți să-l aduți de ruși. Dar în cazul Rusiei erau moștenitorii bolșevicilor. Adică pe bolșevici nu i-a adus tancurile sovietice. Au câștigat ei, deci. Erau oameni care au făcut celelalte oameni. Cum dracu de acel partid s-a prăbușit peste noapte, până ajungând până acolo, încât el, cum a zis, el sunt și el comunist. Foarte interesant este însă, foarte interesant, o observație extraordinară, și anume că Raisa Gorbaciova era un fel de Elena Ceaușescu. Domnia sa e politicul, nu spune. Dar eu spun. Pentru că în această carte rezultă rolul nefast al Raisei Gorbaciova, că de fapt Gorbaciov era într-un fel ținut sub papul. Că iată, foarte interesantă, 54, dar ia să vedem aici, să vedem ce spune. La 54 este, le găsesc un Gorbaciov asemănător cu Iliescu și spune Gorbaciovul e un om maleabil, găsește repede calea de comunicare cu semenii. Oamenii de genul lui rare ori forțează destinul. Așa este. Rusia a avut acest ghinion și Gorbaciov că el nu forța destinul. Mai degrabă stau și așteaptă ca evenimentele să ajungă la un final favorabil. De aici indecizia, frica de a lua hotărâri ale căror consecințe nu sunt totdeauna clare. Este o lecție extraordinară de politică. Bă, adevăratul lider, Napoleon, își asumă. Lenin, pace. El era, după părerea mea, cam prea intelectual, așa, ia să vedem ce spune despre Tanti. 61. Povestește că era la o masă festivă și Raisa acolo se dădea mare și zice așa. Vizitele peste hotare ale președintelui cuprindeau programe speciale pentru soția lui. Reacția telespectatorilor noștri era adesea negativă. Nu le plăcea ceea ce vedeau la televizor. Erau ruși obișnuiți cu Stalin, cu ăștia care nu aveau. Odată l-am întrebat pe Kravchenko, directorul radio-televiziunii, cum se montează aceste emisiuni. Că emisiunile în care ea era, mai țineți minte? Vedetă. Și l-am întrebat dacă n-ar putea fi comprimate secvențele cu Raisa Maximova. Povră, da? Kravchenko fusese atunci când e în Japonia. Mi-a răspuns că primește material legat întocmite de la reședința președintelui și nu poate să le modifice. L-am întrebat chiar și pe Gorbaciov. Mihail Sergeevici, n-ați putea merge peste hotare fără soție? Adică i-a răspuns președintele. Fără ea nu pot, da? Se pare că soția îi menținea tonusul de care Gorbaciov avea nevoie.
Nu e nimic nou. Deci, era să zic, dacă aș avea o editură, dacă aș avea o editură cu bani și a scoate această carte. Reeditată, pentru că e chiar și pentru străinătate, pentru că e un om care era în timpul povestește pe Puciu din Moscova, secretar al CTL pe CUS, era chiar la odihnă acolo, nu departe de Gorbațiov, care era exilat. Foarte interesantă această carte. Da, mulțumesc, la revedere!